Bună dimineața, mister. Un meci este important pe terenul vicecampioane. Știm cu toții ce înseamnă CFR Cluj în fotbal românesc în ultimii ani. Cum va fi? Așa este. Întâlnim o echipă puternică, o echipă care, așa cum spuneai și tu, în ultimele sezoane s-a luptat pentru a câștiga campionatul în România. O echipă care participă și în competițiile internaționale și, văzând meciul de aseară, au făcut-o foarte bine. Au reușit să câștige meciul cu Pafos, care are un antrenor foarte bun, un antrenor cu experiență, Dan Petrescu, care pe unde a fost a avut rezultate. Este practic garanția succesului, să spun așa. Îmi place foarte mult de Dan Petrescu ca și antrenor. Însă ne-am pregătit foarte bine în această săptămână. Sunt mulțumit de cum s-au pregătit jucătorii mei. Vrem să mergem la CFR să facem un joc bun, să arătăm bine și bineînțeles că ne dorim foarte mult să venim cu un rezultat pozitiv de acolo. Avem moral bun după ultimul meci câștigat acasă. Am spus-o și după meciul cu UTA Arad că echipa este în progres, ceea ce înseamnă și din punct de vedere tactic și din punct de vedere fizic. Le-am spus-o și jucătorilor, suntem într-un ușor progres, mai avem mult de muncă. Mergem cu încredere, știm că este o misiune dificilă, un meci foarte important. CFR-ul, cum am spus și mai devreme, este o echipă care practică un fotbal bun, o echipă puternică din toate punctele de vedere, o echipă solidă, o echipă cu jucători cu multă calitate, în special în zona de atac. Chiar dacă probabil că nu vor evolua cu jucătorii care au jucat ieri meciul cu Pafos, pe care l-au câștigat, au un lot foarte bun, așa că misiunea noastră va fi una dificilă. Dar, încă o dată, suntem pregătiți pentru acest joc, din toate punctele de vedere, avem entuziasm, avem moral. Va trebui să mergem să jucăm, să practicăm un fotbal bun la CFR. Spune de progres, se vede acel progres și la jucătorii noi veniți, ultimii care s-au alăturat lotului? Din punctul ăsta de vedere, sunt puțini restanți în ceea ce înseamnă pregătirea fizică, pentru că au venit mai târziu la echipă, n-au apucat să facă o pregătire completă, dar sunt undeva la 70-75% din potențialul maxim. Revine și Friday, ai mai multe soluții pentru acest meci. Da, este îmbucurător pentru mine și pentru echipa noastră și pentru suporteri, pentru toată lumea, pentru că este un jucător care a jucat în ultima perioadă, a jucat titular și a făcut-o destul de bine. Pentru mine, orice jucător din vestiar este important și știu foarte bine lucrul ăsta, le-am spus. De exemplu, la ultimul meci de acasă, jucătorii care au intrat și-au adus un aport mare în ceea ce privește victoria noastră, adică au intrat foarte bine, foarte motivați. Este important să avem un lot competitiv, de aceea spun tot timpul că îmi place ca la echipa mea să fie concurență, numai așa nu vom putea crește, deci este ok. Este un avantaj faptul că ei vor juca joia viitoare în Cipru. Este clar că atenția este pe cupele europene momentan. Plus că Dan Petrescu nu va fi pe bancă. Este suspendat. Este un avantaj pentru FC Botoșani? Nu știu dacă neapărat este un avantaj. Oricum CFR-ul au un lot valoros. Dacă mi-aduc aminte și mi-aduc aminte bine, ei au câștigat ultimul joc acasă 3-0 cu Slobozia, în ideea în care n-au jucat cu primul 11. Bine, acolo încă o dată un lot valoros și pot să facă orice modificare, orice înlocuire, pentru că sunt practic apropiați valoric jucătorii și nu cred că este o problemă pentru ei. Din punctul ăsta de vedere că Dan Petrescu nu este pe bancă, este un avantaj pentru noi, pentru că știm bine pe Dan Petrescu, este un antrenor care ține bine echipa în... Adică îi motivează foarte bine când este la nivelul
terenului când este pe bancă, dar vom vedea, vom vedea la ora jocului. Urmează o perioadă grea, în 7 zile, 3 meciuri. Gândiți în așa fel lotul echipei să fie împărțit încât toți jucătorii să aibă minute, să îi odihniți, eventual o parte din ei sau... Da, pentru mine primul joc este cel mai important. Indiferent că ar fi fost Cupa României și după care campionatul sau invers. Pentru mine primul joc este foarte important, însă vă pot răspunde la această întrebare. Tot lotul o să meargă cu în această deplasare, va fi o deplasare lungă, vom pleca sâmbătă și ne vom întoarce joi dimineață, deci va fi o deplasare, două deplasări complicate, însă luăm fiecare joc în parte. Primul joc cu CFR-ul, după care mă voi gândi și la meciul cu Alexandria. Probleme de lot? Nu. În momentul de față, în afară de Benzar, care nu poate să intre, avem tot lotul valid. Mai aștepți întăriri? Deocamdată sunt mulțumit așa de lotul pe care l-am la dispoziție. E clar că orice antrenor își dorește să aibă un lot echilibrat valoric și să existe această concurență de care vă tot vorbesc. Dacă vom găsi până în perioada de închidere a mercatul, cum îi spun, în septembrie, pe cât este pe 3 septembrie, dacă vom găsi un jucător care consider eu că ne poate ajuta, este posibil să vină. Dar deocamdată suntem ok. Mulțumesc și multă bărță, doamne.